prietenia pe care v-ați asumat-o public a noastră. O să vă rog să-mi faceți semne dacă cumva am tendința să depășesc termenul, pentru că este de formare profesională. În momentul în care am înțeles de la părintele profesor Ioan Dura despre ce este vorba în această întâlnire științifică, m-am gândit că n-ar fi rău să abordez problematica radicalizării umane, fundamentalismul fiind un simptom, după părerea mea, al radicalizării umane, ca degenerare a ființei umane, asta e punctul meu de vedere, punct asumat teologic, dar să prezint această problematică a radicalizării umane din perspectiva decreștinării. Pentru cei care sunteți mai puțin familiarizați cu problematica dezbaterii filozofice, ideologice și chiar pseudo-teologice din Occident, trebuie să vă spun că în zilele noastre există gânditori occidentali, secularizați fără îndoială, care consideră cu argumente pe care eu nu le consider a fi foarte, foarte puternice, că noi, de fapt, astăzi trăim într-o perioadă post-post-creștină și post-post-modernă și post-creștină. Și din această perspectivă, chiar dacă nu suntem de acord cu perioada post-creștină pe care o clamează gânditorii seculari ai Europei și ai Occidentului, totuși trebuie să recunoaștem că fenomenul decreștinării el există. Și în acest context al decreștinării aș vrea să vorbesc puțin despre radicalizarea ființei umane și să dau după aceea niște exemple concrete de fundamentalism, de tip pseudo-religios. Din punct de vedere fenomenologic, decreștinarea este un fenomen real. Și noi, teologii și misiologii în special, îl considerăm ca fiind o consecință a secularizării. Secularizarea, pentru cei care nu sunt în sfera științelor socio-umane sau a teologiei, reprezintă, după părerea mea, o schimbare de paradigmă fundamentală a omului, care, potrivit părintelui Galeriu și părintelui Stăniloae, profesorii noștri, ar fi început odată cu ispitirea din rai. Atunci, acea apetență a Evei către fructul oprit și prin Eva protopărinților în integralitatea lor și a lui Adam, este considerată, de exemplu, de părintele Galeriu sau de părintele Dumitru Stăniloae, părinții profesori, ca fiind începutul secularizării omului. Dar, din punct de vedere strict istoric, trebuie să spunem că secularizarea începe cu anul 1000. Adică, când preocupările omului nu mai sunt centrate și orientate spre împărăția lui Dumnezeu, ci spre creația lui Dumnezeu, spre lumea aceasta. Adică este o substituire a împărăției lui Dumnezeu cu paradisul terestru. Ceea ce a determinat această schimbare de paradigmă este faptul că așteptarea care era foarte puternică în primul mileniu nu s-a concretizat. Așteptarea venirii lui Hristos în anul 1000. Și în momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos nu a venit când au calculat oamenii, atunci a fost o deziluzie la nivelul omului primului mileniu, care se pregătea să intre în al doilea mileniu, dar această deziluzie a avut ca consecință imediată și schimbarea preocupărilor și schimbări la nivel structural, din punct de vedere axiologic, din punct de vedere al priorităților, din punct de vedere al religiozității. Și atunci, fără îndoială, că începe acest proces de secularizare, care se vede și în comportamentul omului. Și ca să vă dau un exemplu, ca să înțelegeți, preocupările omului primului mileniu erau de natură filosofico-religioasă prin excelență. Adică, chiar și omul de rând, care nu avea veleități teologice și de speculație teologică,
Chiar și omul de rând avea preocupări în sfera religiosului, în sensul că chiar și în agora se discutau probleme care erau curente și erau importante pentru societate. Adică îl frământa pe omul primului mileniu, de exemplu, dacă Mântuitorul are o fire sau două fire. Dacă Mântuitorul în Hristos este o persoană sau sunt două persoane. Dacă există în Mântuitorul o voință sau două voințe. Dacă Mântuitorul ca persoană dumnezeiască și omenească are o lucrare, o energie, o lucrare sau două lucrări. Sau întrebări, frământări de genul dacă în actul întrupării Mântuitorul a asumat întreaga fire umană căzută. Sau dacă taina Sfintei și Dumnezeștii Treimi poate să fie înțeleasă cu ajutorul rațiunii umane. Astfel de probleme și astfel de întrebări erau curente pentru omul primului mileniu. Aceste probleme nu mai există astăzi, ceea ce indică că există un proces de secularizare care, iată, are consecință cea mai drastică, după părerea mea, consecință este consecința decreștinării. Dar există și alte consecințe care pregătesc această consecință majoră, nocivă, a decreștinării. Și aceasta mai există, de exemplu, o consecință tot a secularizării în fenomenul desacralizării, care pregătește de creștinare. Sau în fenomenul indiferentismului religios, sau în fenomenul sincretismului de tip religios. Toate acestea sunt de bună seamă consecințe ale secularizării și ele toate pregătesc într-o mai mică sau mai mare măsură fenomenul decreștinării. Și când ajungem la fenomenul decreștinării, deja vorbim de un om care nu mai are comuniune cu Hristos, nu mai are comuniune cu Dumnezeu, și care, chiar dacă se află în anumite, se revendică în anumite etape existențiale, fie agnosticism, fie indiferentism religios, fie sincretism sau o religiozitate în aceasta difuză sau confuză, se ajunge la o stare care permite orice. Starea aceasta care conduce până la decreștinarea omului este precum o cutie a Pandorei, care odată deschisă te poți aștepta la orice. Și într-adevăr, în fenomenul acest, în starea aceasta, omul poate să aibă să se miște într-un areal care este impropriu lui ca fire sau ca creație sau ca virgulă chemare de la Dumnezeu. Sfântul Ignatie Francianino spunea că din eroare te poți întoarce, dar din confuzie niciodată. Și omul modern, omul postmodern sau postmodern, cum spun gânditorii seculari occidentali de astăzi, este caracterizat acest om mai mult de confuzie decât de toate celelalte. Și fenomenul decreștinării atrage după sine fenomene de degenerare a ființei umane. Pentru că radicalizarea ființei umane, eu o consider ca o degenerare a ființei umane. Pentru că se părăsește complet cadrul în care omul a fost chemat de la neființă la ființă, de către Dumnezeu. Se părăsește chemarea de a fi în comuniune cu Dumnezeu și cu oamenii. Se părăsește tot ceea ce este sublim, frumos și demn de urmat în orice religiozitate autentică, în special în religia creștină. Și atunci radicalizarea ființei umane vine ca o consecință firească sau ca o urmare firească a unui fapt confuz de lucruri care este cauzat de secularizare primul și în primul rând. Și când vorbim de radicalizare, nu avem cum să nu ne referim și la fundamentalismul strict de tip religios. Și vreau să vă spun din capul locului că fără să cădem în eroarea de a generaliza sau de a acuza, nu suntem judecătorii nimănui, trebuie să avem curajul să ne asumăm, să spunem lucrurilor pe nume. Există fundamentalism care se naște și proliferează în cadrul religios. Trebuie să o spun. Și mai mult decât atât, trebuie să spunem că
gradul de fundamentalism diferă de la religie la religie. Și o să vă spun, vă dau niște exemple concrete. De exemplu, există fundamentalism în rândul creștinismului, în interiorul creștinismului. Dar acest fundamentalism, care poate să fie de factură protestantă, neoprotestantă, catolică sau chiar ortodoxă, este unul, în cel mai rău caz, cum să spun, inept, intolerant sau rasist. Dar nu este criminal. Avem, într-adevăr, niște secte care nu au nicio legătură cu creștinismul, care, de gen Armata Salvării, de exemplu, în Statele Unite, sau Ku Klux Klanul, care au în comportamentul lor și actele criminale de violență extremă, dar acelea nu au. Ku Klux Klanul, de exemplu, nu ucide în numele creștinismului. Din contră, ei sunt anticreștini prin faptul că ei, în momentul în care fac o execuție sau făceau o execuție, ardeau crucea pe care s-a răstignit Mântuitorul, pentru că o considerau ca fiind iluzia prin care omul a fost dus în amăgit. De aceea o ardea. Și ei ucideau nu numele creștinismului sau a religiei, ci numele unei ideologii, a supremației albilor. Deci există fundamentalism și de tip creștin. Dar acesta este inept. De exemplu, dacă luați toate mișcările pietiste, fundamentaliste, din creștinismul neoprotestant, în special de factură pentecostală, o să vedeți niște superficialități înfricoșătoare. Este intolerant, da, pentru că există, de exemplu, un autoritarism în cadrul Bisericii Romano-Catolice din perioada Evului Mediu, în special, când autoritarismul acesta și pretenția de a integra toată creștinătatea sub tutela papalității ține de un lucru inadmisibil. Dar nu este criminal. Poate a avut elemente criminale, pentru că asta este, fiind un tribunal al statului, în egală măsură și al bisericii, se ajungea și la condamnări de natură penală și chiar la condamnări la moarte. Dar nu putem vorbi nici chiar aici de factorul acesta al fundamentalismului, care merge până la crimă, până la terorismul de care s-a vorbit în prima parte a zilei. Avem și în Ortodoxie avem fundamentalism. Adică toate mișcările acestea pietiste, care accentuează anumite elemente care denaturează credința și o transformă în credulitate, care creează o confuzie între învățătura Mântuitorului și superstițiile de toate tipurile, acestea pot să fie considerate fundamentalism. Sunt inerte, dar nu sunt criminale. De asemenea, în iudaism avem fundamentalism, slavă Domnului, dar nu de factură criminală. Avem grupările acelea ultra-religioase și ultra-ortodoxe, Haredim în special, cea mai cunoscută, Perciunații, care știți foarte bine că ei contestă legitimitatea statului evreu, iudeu, Israel. Adică există o intoleranță înfricoșătoare din rândurile lor, s-au desprins anumite grupări care ajung să concureze cu grupările clasice pe care le știm din islam. Dar nu putem să vorbim totuși de element, nici în cadrul creștinismului, nici în cadrul iudaismului, de element de radicalizare prin fundamentalism de natură criminală. În schimb, din păcate, în islam putem să vorbim. Pentru că ceea ce diferențiază creștinismul și iudaismul pe de o parte de islam este raportul între politic și religios. În islam, în creștinism și în iudaism, cele două componente sunt despărțite. Mântuitorul le desparte foarte clar, să dați cezarul ce al cezarului, lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. În iudaism lucrurile la fel sunt despărțite, dovadă că mișcarea sionistă și Haredimul sunt dușmani de moarte. Pe când în islam religiosul este politizat și politicul este religizat. Adică Mahomed a fost în egală măsură și profet și conducător, iar califii, cei care au succedat după moartea lui în 634 sau 637, nu mai știu,
știu exact, au fost în egală măsură și lideri politici și au fost în egală măsură și lideri religioși. Ori acest melanj, această mixtură între politic și religios, face ca radicalizarea ființei umane prin fundamentalism de tip pseudo-religios în islam să aibă alte valențe și alte conotații. Acum trebuie să facem o paranteză și să spunem că există o mare confuzie care este dată și de interese obscure, de manipulări de tot felul, care există în Occident cu interese politicianiste. Adică este prezentat, de exemplu, islamul occidentalilor secularizați ca fiind o religie tolerantă și iubitoare de oameni, a religia păcii. Și sunt așa zice specialiști islamologi care spun, domne, islamul vine de la cuvântul salam, care înseamnă pace, este o religie a iubirii, a păcii, a toleranței. Cei care știu carte și care sunt onești, știu, de fapt, că islamul vine de la verbul aslama, care înseamnă se supune, iar islamul este o ideologie de tip religios dictatorial și nimic mai mult. O altă manipulare care conduce la escaladarea radicalismului de tip extremist în Occident și nu numai, este legat de faptul că islamul se prezintă ca o religie, se prezintă ca fiind mai conformă cu aspirațiile omului contemporan. Adică, laxismul moral al islamului este considerat ca fiind mai conform cu starea de decădere morală a omului contemporan. Și o altă manipulare, ni se spune că o minoritate islamică, șiismul, este cea care, este responsabilă de această radicalizare prin fundamentalism. Și vreau să închei, că mi s-au făcut semne, spunându-vă că Al-Qaeda și cu Daesh sunt două forme extreme de crimă organizată, de terorism, una aparținând sunismului și alta aparținând șiismului. Și vreau să vă spun că cea mai radicală școală de jurisprudență islamică nu este o școală șiită, ci este una sunită. E vorba de școala hanbalistă, care este fondatoarea sunismului în forma lui cea mai radicală, e vorba de wahabismul, religia oficială a Arabiei Saudite. Ori dacă avem în vedere toate aceste lucruri, putem să ne dăm seama că noi trebuie să vedem lucrurile panoramic, plenar, dar să le vedem cu discernământ intelectual și duhovnicesc. Să nu le mai generalizăm și să găsim soluțiile care cred eu că vin de la reîncreștinarea omului sau de la sacralizarea omului unde nu există creștinism și de acolo să se ajungă la combaterea prin educație, printr-o viață firească a tuturor elementelor care conduc la radicalizarea ființei umane prin fundamentalism de tip pseudo-religios criminal. Vă mulțumim foarte mult, părinte profesor. Iată că ne-ați prezentat o sinteză care în fiecare dimensiune ei invită la întrebări, comentarii sau analize ulterioare. Ceea ce rog pe stimații participanți aici de față să și facă în următoarele minute. Vă rog, foarte mult. Întrebare, mai mult o curiozitate. Ați vorbit la un moment dat în filmul dumneavoastră despre pedeapsa capitală, despre pedeapsa cu moartea. Care este părerea dumneavoastră, viziunea dumneavoastră de teolog vis-a-vis de această sancțiune? Mulțumesc, doamna profesoară. E bine că începe să mă întrebați tocmai dumneavoastră, pentru că ați lipsit la 3 sferturi din prezentarea mea.
De-aia ca să aflu și ea. Și e foarte bine că asta ne arată că aveți calități parasenzoriale și ați auzit din afară. Nu, noi suntem prieteni și ne permitem. Întrebarea dumneavoastră este legitimă și este, nu, e dincolo de curiozitate. Nu, e o întrebare serioasă și legitimă. Noi ca teologi niciodată nu putem să legitimăm suprimarea vieții cuiva, pentru că noi nu-l putem substitui pe Mântuitor. Deci din punctul acesta de vedere este foarte clar că nu suntem cu nicio formă de acord cu legiferarea pedepsei cu moartea în niciun caz. Însă putem să ne gândim la soluții care să ducă, dacă nu se poate, la îndreptarea, cum vorbeam cu domnul profesor la masă, cu domnul profesor Drăghici, dacă nu se poate duce la îndreptarea persoanei respective, măcar la limitarea influenței nefaste a acestuia. Adică, eu aș fi de acord cu izolarea printr-o condamnare la închisoare pe viață, în izolare, fără pericolul, cum vorbeam, de radicalizare și a celorlalți, pentru că acest lucru se întâmplă în închisorile occidentale și nu numai. Și atunci, cred că asta e punctul meu de vedere. Nu sunt de acord cu pedeapsa cu moartea sub nicio formă, dar sunt de acord cu o izolare, dacă nu se poate îndreptare, măcar izolare și... Dar sunteți de acord cu penitența severă. Da, nu? Da, da. Nu puteți să răspundem la o crimă cu altă crimă. Corect. Sunt de acord? Imediat. Sunt de acord. Dar ați fi de acord cu legea taliologică? Păi, nu, dacă aș fi adventist, aș fi de acord. Pentru că ar însemna că mă întorc la prima sectă de factură religioasă care a zguduit biserica. Prima sectă de factură religioasă care a zguduit biserica primară a venit din sfera iudeo-creștinismului și au fost reprezentate de așa numiți iudaizanți, care considerau că nu poți să fii bun creștin decât dacă duci și povara legii lui Moise. Ori Mântuitorul Iisus Hristos, Sfântul Apostol Pavel, care este campionul libertății persoanei umane, ne-a arătat că nu poți să fii creștin decât dacă te eliberezi de povara legii lui Moise. Ori întoarcerea la legea lui Talionului, la legea lui Moise, ar însemna o reîntoarcere a noastră și a pierderii calității noastre de creștin. Asta este punctul nu al meu de vedere, asta o să-l găsiți la toți dogmatiștii, la toți gânditorii creștini, indiferent de unde sunt. Și aici v-aș recomanda, cu toată prietenia, să accentuați efectiv antropologia Sfântului Apostol Pavel, care este, după părerea mea, determinantă și este modelul de viețuire a omului în societate după fundamentele creștine. Aici. Da, domnule. Un simplu comentariu. Am participat împreună cu prietenii mei de la SNSP, Școala Națională de Polișare, care au un proiect de Teraposlu, împreună cu cadre militare, medici, preoți din Lâncisoi, pentru reintegrarea socială a deținuților și chiar au făcut o treabă frumoasă prin Delta Dunării, știu că este un proiect ca să-i facă o fermă, da. Să... Este făcut în efect. Așa s-a întâmplat cu 4 ani, deci, da. Deci construiesc singurii, adăpostul da. Mepescuiesc, da, da, da. Bați o meserie. Ok. Și deci se pune problema de reintegrare. Un proiect pe fondul profețiunii. Ăsta care a murit acum 2 zile, sau 3 zile, pe pot, teroristul. La Londra. Program de reeducare, de reintegrare. Da. Și atunci am venit să vă vin în sprijin la ce spuneți și la întrebarea pusă de doamna profesoară, că sunt chestii care se pot reintegra, se pot repara și chestii care nu se mai pot repara. Am spus clar, dacă nu se poate, depinde foarte mult de nivelul de îndoctrinare, de radicalizare. Pentru că vreau să vă spun un lucru, știți cum gândesc islamicii? Că noi facem distinția acum între muslim și islamii, da? Muslim este credinciosul acolo, acela non-terorist, non-criminal, care se roagă în legea lui, bună, rea. Noi o judecăm cum o judecăm din perspectivă creștină, dar nu spunem aici. Muslimul este muslim, islamii desemnează pe cel care este deja radicalizat. Dacă
nivelul de radicalizare este atât de mare, dacă mediul în care el vine este pauper, este lipsit de educație și este copleșit de raportul acesta între costuri și beneficii. Știți cum sunt atrași de fac coadă la acțiunile sinucigașe la nivelul recrutorilor? Păi în momentul în care el nu are bani nici să trăiască de pe o zi pe alta și se spune că toată familia lui va fi aranjată toată viața, nu știu câte generații. La prezentarea mea, domnul profesor. Vedeți? Da, completați, a lipsit unul la prezentare. Vedeți? Asta e ca la Radio Erevan, doamna. Problema este că ei fac raportul între beneficii și costuri. Și când îi se spune a lui că va avea munți de pilaf, va avea râuri de apă și de lapte și va avea 72 de virgine care după ce intri la ele, două virgine rămân. Adică când te duci, o iei de la capăt. Și se mai spune că mai, poate să extindă aceste beneficii și la 70 din neamul lui. Păi normal că acela nu mai poate să fie reeducat, reintegrat în sensul celor spuse de dumneavoastră. Pe acela trebuie să găsești da, o formulă de închisoare pe viață fără să posibilitatea de eliberare condiționată. Pentru că, domn profesor, acela era eliberat condiționat. Acela care a atacat cu... Domn profesor, liberat. Eliberat. Nu, liberat. Eliberare este când omul e prizonier, așa, liberat, formă legală de punere în liberare. Da, liberat. Ar fi o singură problemă aici, domnule profesor. Este un subiect care trebuie să mă atrage foarte mult. Această penitență pe viață este într-adevăr una potrivită pentru cei care nu mai pot fi resocializați datorită acestei indoctrinări profunde. Mai că din punct de vedere juridico-penal, cum le spunea studenților întotdeauna acest lucru, detențiunea pe viață este foarte costisitoare pentru societate. Statul român plătește pe lună aproximativ 2.800 de lei pentru întreținerea unui condamnat. 3.200 la zi. 3.200, mă scuzați, au zis. De taxa la drept. Deci, imaginați-vă dumneavoastră, domnule profesor. Pe lună, nu pe an. Stimați invitați, imaginați-vă ce costuri uriașe trebuie să suporte un stat pentru a ține în închisoare pe tot până la finalul vieții o astfel de persoană. Știți cum văd eu lucrurile? Costurile ar trebui să fie băgate în educația copiilor ca să nu se mai ajungă în prevenție, ci nu în tratare. Exact ce noi vorbim acum de tratare unui fenomen care, într-adevăr, dacă aplici gândirea creștină și sistemul axiologic creștin, n-ai cum să-l omori și atunci această penitență pe viață izolaționistă sau cum, în izolare e extrem de costisitoare, atunci toate fondurile acestea băgate în educație și prin educație serioasă la toate nivelurile poate ajungem să prevenim o bună parte, nu, că nu putem totul, dar o bună parte s-ar putea să prevenim. Și cred că când vorbim de costuri, pentru că într-adevăr e o problemă spinoasă a societății noastre și a oricărei societăți, trebuie să vorbim de prioritizarea cheltuielilor și a costurilor. Și atunci poate ajungem, cu mila lui Dumnezeu, să nu ne confruntăm cu acest fenomen atât de serios cum se confruntă Occidentul. Eu cred că există vici de gândire ca viziune, domnule profesor Drăghici, ca viziune la nivelul unei legislații extrem de să vadă lucrurile în perspectivă și panoramic și aceste vicii legislative trebuie corectate. Absolut. Alte intervenții, dacă mai sunt? Da, eu n-am. Da, că nu prea aud. Păi vorbesc mai tare, nicio problemă. Da. Am zis de eroare discătoare sau eroare dorită. Da? Deci, vorbim... Factorul voluntar este, cred că e reglementat de lege. Eu cred că de-aia, de exemplu, un element nedorit, accidental, de-aia se și numește accident.
Eu cred că legiuitorul a gândit această distinție. Noi vorbim aici un act care este premeditat și care este criminal. Deci noi vorbim de ceva în sfera strictă a voluntarismului uman. Deci nu vorbim de ceva întâmplător, nevoit, care e accidental. Ăla are altă încadrare juridică, după părerea mea. Eroarea voită, practic, nu este eroare, ci este încadrată ca un alt viciu al consimțământului, eventual eroarea provocată, care este violent, care este dorul, da? Dorul sau viclenia, și atunci, clar, ne ducem în o altă sferă. Putem să o folosim ca eroare voită doar cu primele de eroare, dar juridic nu. Este just. Da. M-am gândit, chiar dacă nu suntem speciale, ne dăm seama că totuși legiuitorul trebuie să aibă în vedere aceste nuanțe care sunt foarte importante. E adevărat că se poate întâmpla. Mi-amintesc de răspunsul genial al unei fetițe care era neascultătoare și explica de ce e supărată maică-sa pe ea, că făcea numai prostii, și spunea că mama nu înțelege că o prostie este, de fapt, o faptă bună nereușită. Ce frumos! Da. Vă mulțumim foarte mult!